Lugobu e rău și l-a mai fost cu avionul. Ce glume poți să faci, mă, Gogule, și în avion? A zbura zburare din prima conjugare. Vă dați seama de câte călătorii o să avem parte, câte aeropoarte, câte capitale, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Marlboro, în Australia. Vedeți ce important e să te lipești de un boss? Ce eram noi până acum 2 ani? Tu furai căței. Stai, câte unde e englezul ăsta? Scuzați, senior. Îi spălam, curățam. Îi spălai, împachetai, dar tot hoții era. Și tu? Legați-vă, centurile. Profesor de mimică. Am rămas la aceeași branșe. Hoție, excrocherie. Acum dormim liniștit, mă. Lucrăm legal. Legați-vă. La ce înălțime ne aflăm? Că mi-e miră. Pitare, ești cu mine. Legați-vă. Legați-vă. Ce ați făcut, mă? Ce ai făcut? Legați centurile, mă. Tu ai înțeles cătușele. Bonjour, domnilor. Bonjour, mamzel. Luați distanța legală. Poftim. Poftiți, domnișoară. Cine vă recomandă? Cine să mă recomande? Vocea și talentul meu. Un răspuns excelent. Cu ce începeți? Cu două rândunici. Le aveți aici? Care? Că sunt patru. Cele mari sau cele mici? Lăsați. Vă rog să începeți. Două rândunici. Două mari și două mici au trecut pe aici. Două rândunici. Stați, Uduie, stați. Că... Noi vă înțelegem omenește, dar trebuie să ne înțelegeți și dumneavoastră pe noi. N-ați citit în anunț? Noi facem un turneu în străinătate. Tokyo, Japonia, ne trebuiesc numere rare, numere de atracție, număr frumos, un număr internațional, dacă vreți să spun așa. Apropo, știți step? Step. Sau brul pe șase. Domnilor, știu să cânt. Am o diplomă de participare. Diploma nu cântă, domnișoară. Evacuați sala, încercați la operă. Știu să cânt, domnilor, dar vă rog, am și o diplomă de participare. Moment, las-o octavă. De unde să o iau? Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit. Gata. Nu se poate, domnișoară, vă rog frumos. La muncă, domnișoară, vreți toți în ardă, ardă e. Nu avem nici știu de vreme așa. Hai, scoate-o, vă rog, hai. Nu se poftească, următoarea, vă rog. Alta, dragă, puțin rin, dragă. Poftiți, vă rog, următoarea. Poftiți, poftiți, domnișoară. Marlene Dietrich. Cine vă recomandă? Familia. Tata, aici nu scrie unde ați studiat. Cu cine și la ce rezultate ați ajuns până acum? Scrie numai una, 100 lei. Puțin? Foarte puțin. Mă rog, cu ce începeți? O romanță. Zi. La umbra nucului bătrân, sub bolta înflorită, tu mă rugai să mai rămân, să te sărut o clipă, și sub castanii înflorite. Ce facem cu ea? Nu, cu suta. O reținem taxă pentru răbdare. Telefon inventat de Cupidon. Nu e niciun... Duduiță, dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem. Lăsați juriul să delibereze. Și noi mergem amândoi. Mă duc. Dacă vine Patraulea, se rezolvă tot. Să vedeți, oraș capitan. Ce? L-am prins pe Patraulea. Ia te uite să vezi să nu crezi. Patraulea, dați-mi voie să caut hârtia. Oraș capitan era mort de beat. L-am dus în spate cât am putut, pe urma leșinat, și l-am urcat în căruță, că nu mai puteam să-l duc. Dă-te, mă, jos, ce cauți în căruță? Lupi! Unde te-am trimis eu, mă? Dă-mă hârtia în coa. Dă-mă hârtia, mă, dă-mă. Am văzut hârtia, pauz! Mă, mănânce lupi! Lupi! Dă-mă, 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 dă-mă,
Dă-mă. A văzut lupii. Uite, domnule capitan, asta e nota scrisă de mine. N-a putut să dea telefon, că zic că au apărut lupii. Cine știe ce câini, ce oi, că n-are școală și e ieșit în pic. Lupii. Și beat și oi și ne-a omorât, tovarăși capitan. Ce facem? Doamne, fă o minune, Doamne. Și pentru mine o minune, Doamne. Ce ți-am cerut și ce mi-ai dat, Doamne? Și pentru mine una, în total trei. Că e rău acolo, Doamne. Doamne, scoate pălăria. Degeaba acum e prea târziu. Dacă erați oameni serioși și vă vedeați de treabă și nu vă băgați în toate porcăriile, nu mai era nevoie să vă rugați acum. Tovarășe capitan, dați-ne voie să încercăm, că toți suntem aici. Tatăl nostru, cum e asta? Înger, îngerașul. Așul meu. Calte. Cățeluși căpărul creț, fără rasa din coteț. Nu e asta, Doamne, nebun, nu vă luați după el, Doamne!